Când a pus ăla seară, chiuia ăla de gaze aici. Chiuia aparatul. Deci aparatul care detecta gazele... Chiuia. Și acolo și aici. Să simțea în atmosferă, mirosea? Da, hai. De multe zile. Când i-a dat drumul, da, să săpat, vârlea cât în cer. Cât în cer vârlea gazele. Când i-a dat, când a săpat, da, să făcă conducta. Deci cam așa arată o casă la un om necăjit, nepăstuit. Ăsta e spatele casei. Cealaltă e fața. Da, intrăm. Nu, pe aici intră. Intrați pe aici, filmați pe aici ce puteți să filmați și pe urmă vă bag pe spate. Nu intrați cu după mine pe aici. Ce să faci? Poți să stai asta? Casa a căzut pe om. Nu m-a greșit și faianță, am tot camerele. Pagubă totală. Tot, n-am geamuri. Aer condiționat. Televizoare, geamuri, acoperiș, tavan. Televizoare, parte televizoare, uitați, filmați televizoare, uite. Ăsta aici și mai e unul pe aici, uite, unii n-ai fi stii aici. Domnule, a scăpat cu viața, asta e problema. Ce-asta l-am găsit? Distrus, ce să mai? Televizoare și alea de acolo. Da, aici, tot. Jos, ia uita, când a săltat ăsta în aer, mi-a băgat hainele pe sus, pe tavan. Puteți să intrați pe aici. Puteți să intrați și firmați. Intrați. Nu mai intrăm că ne e frică. Nu, intrați, că am intrat eu. Și am intrat și băieții ăștia. Intrați și firmați. Intrați și firmați. Ăsta e frigiderul matare care e în curte. Am frigider, mașină de spălat. Este, da, asta e frigider, am și mașină și am o combină frigorifică care este în partea, vine și pe partea aia la platformă. Aici a prins femeia și fata și dânsul e vecinul dumneavoastră. Cine? Nu e vecinul, tot casa mea este. Tot casa matale și ea devastată. Acolo stă băiatul meu și cu nora mea și aici stăteam eu în partea asta. V-a lovit și contorul de electric, văd. Tot e distrusă și casa lui în partea aia. Vedeți tavanii, umflați tavanii. Nenorocire mare, unchiule. Da. Și aici a prins fata, a avut noroc. Fata a fost mică și s-a dat tot aici, bietul copil. Pe femeia a prins-o acolo. Deci acolo a scăpat un copil lângă aici, o sobă. Aici lângă sobă. Da, și femeia uite acolo, în colțul ăla, a fost pe ea și a prins-o. A căzut tavanul pe ea, pe femeie. Da, și a scos-o băiatul meu. Că... Hai să mergem cu grijă să ieșim iau. Da. Să vadă lumea că n-a fost o casă săracă, aveați aer condiționat, aveați echipamente. Bă, domne, tot ce vrei. Uite aici, ingresul și faianță, nu ești în partea ei parchet. Da, domnule, ai muncit la viața mea tale. Ți-ai făcut o casă frumoasă. Da. Acum... Tot bucătării, baie cu scaun de WC-ul ca la bloc. Nu trebuia nimic. Hai să ieșim cu grijă. Am văzut. Ne tăiem în sticle pe aici. E tot făcut praf, ce să mai. Cu tavane, fasic, beton, am băgat un pot. Unde erați când s-a întâmplat? Eram afară la vecinii ăștia, că eu sunt mecanic auto, tata, am și la pensie. Am înțeles. Da, avea o roată care nu ieșea mai eu. Avea ajutam un vecin acolo, da. Da, ajutam. Și... Doamnă, să fiți bucuroasă că a scăpat cu viață. Asta. Și dumneavoastră și copilul. Da. Și garajul, uitați, filmați aici. Astea sunt trecătoarele. Trecătoare sunt bunurile, averea sunt trecătoare. Viața e importantă. Filmați, tot. A zburat tot aici. Geamul, tot puteți să ieșim pe aici. Da. Cine din autoritățile locale au venit aici pentru a vă acorda ajutor? Din autoritățile locale, cine a venit aici? Primarul și cu... Nu primarul, viceprimarul. Viceprimar. Deci primarul n-a venit, a venit domnul viceprimar Ivan, ce o să spunem, domnul prefect George Iacob. Și mai cine a venit? De la gazi au venit? A venit de la gazi, da. Ce au spus cei de la gazi? N-a zis nimic. Că e răspunderea lor până la urmă. N-a zis nimic, a venit poliția aici. Noi am dat declarație și la poliția, a venit pe mine la spital. Că eu normal ar trebui să inventarieze bunurile astea pe care noi le-am filmat acum. Când vin la noapte? Nu știu, eu unii stau, uite, vin iar. Azi noapte ce? Astea două geamuri a rămas și cu ușa asta. Este abugul tot. Hai să ieșim că dacă am, tragedie am mare în Călăraș. La familia, cum spuneți că vă numiți, doamnă? Zainia. Uitați, dacă suflu, deci a fost ușa asta deschisă, că aici am o cămară. Ține ceapă, ține o ardere. Și acolo a dărâmat. A dărâmat geamul de aici, uitați, filmați pe aici. Păi să vezi, geamuri cum curtea spulberate. Ia uite unde ajung geamuri. Ia uite geamuri, uitați, filmați aici. Uitați, unde a ajuns. L-a zburat și pe ăsta de aici.
Deci sufoc a fost ucea. S-a zgălțit tot terenul, da, toată casa cu fundații, da, cu terenuri. Și vecinul cu o lustră i-a spart, i-a căzut de sus din tavan. I-a căzut lustra din tavan. A fost bubuială mare, bre. Ziceai că a venit bombă, ce-a fost aici. Și eu eram mutilată cine ăștia pe stradă aici. Dar mai chema că mă prindea într-un prânz. Unghiule, te-a ajutat Dumnezeu, să spun. Da. Și femeia și cu fata, ți-am spus, a avut noroc la Dumnezeu, fata asta a fost încă sobă. Și a avut noroc și a scăpat și femeia a căzut de după picioare. Da. Patru, pentru eu am mutilat viața. Dacă astea suflora, uite, astea le-a ars. Astea, uite, astea iarsi. Iarsi, uite. Da, dacă era ia uite, nu mai scăpa. Ia uite cum e. Le-a lipit, uite, le-a ars. S-a lipit poliesterul, că îi dăm poliester. Da, da, da. Le-a lipit, le-a ars. Da. Și cât e, și salteaua, că e filmat pe partea aia. Nimic de recuperat, totul distrus. Nimic, nimic, da, nimic. Nimic. Da. Toate utilitățile. Decât asta a rămas intactă. Și... asta, combinați, lada asta frigorific. Da. Restul ce am acolo, combină frigorifică mare, de aia înaltă, așa. Frigider, mașină de spălat, boiler, ce a fost, tot. Cabină pe duș, pe colț, am avut cu WC-ul, cu ghiuvetul, cu soldații aia, soldații în bucătării, toată bucătăria terminată. Azi noapte unde ați locuit? Asta la băiat, două camere, doi copii. Dacă ai mai putut să stai, n-ai dormit toată noaptea de supărare și matale și doamne. Până la unul a stat cu oamenii ăștia aici, până la unul noapte, n-a putut să o fac. Ia asta până la 3. Domnule, vecinii ce spun despre situația asta? Cine ar fi vinovat? Ce spun vecinii? Gaze. Să toți știe că gaze. Am auzit că au fost huiduiți cei de la gaze. Azi e adevărat? Au venit și i-au... Acum am ieșit. Nu știm ce, că era aici lume cât vedeți. Puteam spune că se trăiește nesiguranța aici, în cartierul Cărămidar din Călărași. Da. Da, nu știm. Cărămidar. Ce remac? Nu, n-am. Am avut acum o... Și acum miroase a gaze. Vedeți mirosul, da, care e permanent? Două luni de zile a intrat un gard. Aici mi-a făcut în primăvară. Asta am filmat și auziți, stați, o întrebare foarte importantă. Spuneați că înainte de explozie miroseau foarte, da, puternic gaze. Da. Ați anunțat, s-a anunțat, distrigați? Nu știam că a zis că e canalul. Da. Că mirosea pișelăul ăla, canalul. Nu, mirosea gaze. Așa mi-a spus să de cină. Pentru că aici, în rare ori dimineața sau și peste zi, vine miros de gaze din aer. Că este o de asta unde se încarcă butelii și zic, eu știu... De la un centru de butelii. Exact. Și v-au derutat mirosurile. Și era la dumneavoastră, de fapt. Da, dar era de aici și amul din canalul ăla, unde este de bubui de acolo. De acolo vine mirosul. Cam de cât timp îl simțeați așa mai insistent? Cred că avea o lună de zile, de când tot mirosea așa puternic. În permanență? Ăștia mai veni să verifice de la distrigat, să verifice... Vinea oamenii, dar vinea la... Unii are ăștia care are oameni trase gaz. Eu n-am gaze, că n-am avut bani, că trăgeam și eu poate, dar n-am avut bani, dacă n-am avut cu ce să trag. Într-un pens, ea bolnav, eu bolnav, eu în spital, un an de zile, picior rupt, chiși, placă băgată, 10-11 șuruburi, dă unii. Știi, eu dar bea mățiu pe picioare. Important e că n-a fost mai rău, că sunteți în viață. Da, da, asta că a prins-o pe ea și a dat Dumnezeu că a fost sănătoasă de la... Eu am filmat unde ați fost, dar abia am intrat ca să văd... Mergeți cu fata. Acolo am ieșit. Mergeți. Se poate intra? Pe stradă, da? Haideți.